treceți pe toți la ce aveți voi în cap. Oferiți-ne șansa de a vă dovedi că suntem mai mult decât un spital de ginecologie și de obsesie psihiatrică. Suntem oameni întregi, cu trupul, fără îndoială, care sunt în nevoință tot timpul, care se împlinesc sau nu se împlinesc, dar sunt trupurile pe care Dumnezeu le-a dăruit ca niște potire în care să se strecoare azurul cerului până la a doua venire a lui Hristos. Nu suntem, și refuz să cred că am putea fi vreodată, toaleta de servici a tuturor măgarilor care se cred prima doamne. Există o limită de la care până și smerenia preoțească te obligă să nu mai întoarci niciun obraz, ci să te aduci aminte ce se întâmplă după ce întoarci obrazul de 7 zeri de 7. De aceea vă spun, momentele pe care Dumnezeu ni le-a pus la dispoziție în anii aceștia să ne mântuim, ne-au învățat fundamental că există o limită la care scoaterea chipului slavei lui Dumnezeu din firea umană îl transformă pe om în ceea ce n-a fost niciodată, în maimuță. Ne avem de-a face cu un invers al axului evoluției după Darwin. Ne-am spus, nu vă mai dați marcă, naște niciunul opera lui Darwin, cu două, trei excepții, probabil. Zic, fiți atenți să vă faceți exact invers decât a descris Darwin. Încercați să mă duceți pe om înapoi în stadiu de maimuță. Dar, pentru că l-avem pe Părintele Stăniloae și Sfinții Părinți de partea noastră, noi știm că până și întors în stadiul de maimuță, omul nu-și pierde caracterul de chip al slavei lui Dumnezeu. Și Biserica are obligația duhovnicească de a vă cânta încă din timpul vieții. Chipul slavei tale cele negre te sunt măcar, virgulă, deși, virgulă, port rănile păcatului. În ciuda rănilor de păcat în care suntem antrenați, există un Dumnezeu care nu ne iubește doar ocazional, ci care este fluxul fundamental al respirației noastre într-o împărăție. De aceea, se, așa, asta numesc acum cazvei, astrale, precum seara de astăzi, ne reînvață să ne privim unii pe alții, să înțelegem că a posti înseamnă a gândi, a posti înseamnă a respira cu celălalt atmosfera de triumf a creștinismului peste toate bălările lumii. A posti înseamnă a interacționa cu mâna întinsă a celuilalt, spunându-i, te iubesc cu fiecare cuvânt, cu fiecare gest și cu fiecare privire. Fiți fiii luminii. Lumina nu e ocazională. Când dispare, e întuneric. Purtați-vă tot timpul ca și cum ar fi vis de dimineață și să răsărim soarele, vă aduceți aminte că sunteți în viață până în clipa în care alții își vor aduce aminte că ați fost în viață. Dar și de trăim și de murim, spune Sfântul Apostol Pavel, ai Domnului suntem. Și nu de ocazie, ci cu fiecare clipă care trece prin noi, dăruită de Dumnezeu. Pretextul l-am încheiat. Dacă aveți întrebări, aștept. Mulțumesc! Știți că n-aveți apă, dar îmi dați voie să beau un pic, da? Astea strucajul erau prezente.
încercați să nu fiți creștini de ocazie ca unii dintre fețele bisericești. Vă spune băiatul frizerului și vânzătoare. Și mai știu că pe zona de rând aici, care sunt copii de oameni simpli. Aveam un student care făcea galerie permanent la fusul și spunea: știu eu cum se ia și pară, las că știu, băi, dar m-am nebunit, dumneavoastră să-i dau niște binecuvântări. Și l-am suportat 4 ani de zile, dar nu odată, nu l-am pus, la toate cursurile el știa cât ia, cât face, cât ăla. Știți cine a fost primul chirotonit din clasă? El. Cu acela chirotonit în altă asențită, i-am zis, în altă asențită voastră, vă rog frumos, am chemat un an, vă rog frumos să-mi spuneți în fața studenților dumneavoastră cât ați luat la chirotonit. În altă asențită, ești nebun? Nu se poate în altă asențită asta, că gargaragiul ăsta, 4 ani de zile, ne-a întâmpit de cap cu el. Pe ce lume credeți că trăiți? Am remarcat că aici biserica trebuie să se supună presei. Că așa e la... așa e la... Da. Vă uite, în preasențită spune că avem și parohii libere. Acolo se întâmplă altceva, la parohiile astea, nu pot să zic goale, că sunt prost parohiilor. La parohiile cu mai puțini credincioși, se duc evlavioși și mistici. Aia care tot timpul spun: părinte, eu nu-mi doresc la oraș, nu, eu vreau așa o parohie mică, unde să mă rog pe noaptea asta, să simțim lui Duhul Sfânt așa cum vine, cum ne rugăm, valuri de căldură divină. O săptămână, două. Că după aplaudul mi se are, că procheasa ar bea și o cafea și zic: măi, de unde? Că înjerina duc. Mă corbi la Ilir, da? Opă, nu vin înjerin. Și dintr-o dată zice că tot relația între ce credea el despre parohie că este și ceea ce este cu adevărat, e dezastru. Și mai un aspect. Pentru mine, una dintre cele mai mari dileme este așa numitul student marțian. Vă dau un exemplu. Pe listele noastre apare un sat. Scămătuca, zic și eu. Tine duhovnicescu, cu ochii mari, părinte profesor, vreau să îndepun dosarul la Scămătuca de sus. Una i-am zis că, de fapt, pe Scămătuca de jos. La fi ce, dar tu ai fost să vezi unde vrei să ne... A, nu, dar putința mea... Păi, băiete, ia încearcă să ajungi la Scămătuca. Ți-a văd 2 zile de la calea ferată. Nu te rămâi cu capul așa ca taur în gar, cum ai ficior. Stai, el se mai gândește. Da, părinte, mă voi duce totuși la Scămătuca, chiar dacă mă văd. Păi, ficior, da, colega dumitare de cameră, de apartamente, bucătărie, ce ne-ai de meserie? A, tu s-a terminat științe politice aplicate și are un master în management multicultural. Ia, mă, tată, du-o la Scămătuca, care te rugă. Se duce cu fata acolo, bine, găsesc eu un binevoitor de ea cu un Jeep Pajero de la Pajoan, uite pe acolo. Ajung ea acolo și se dau doamna jos. Și într-o dată, aici câmpie, aici câmpie, aici două case, se dă jos cu tocșoarele ei. Tocșoarele sunt rămășite de tocșoare. Se dă jos cu tocșoare, lipa, lipa, se rupe groapa. Mai merge ce mai merge, cam poveștile de altă dată. Că totuși când construi viitorul, de pe momentul când te căsătoresc să fii preot, nu mai construiești viitorul doar pentru tine. Și ești atent și la cerințele fetei pe care îl iubești și pe care zici că e preoteasa ta. Și dacă preoteasele nu trebuie să fie primul erou al parohiei. Ea bătută, ea smucită, ea să nască, ea să facă de mâncare, ea să prindă foc, ea să stingă foc. Vine părintele așa, din când în când se întoarce pe partea aia la altă, în pat, că e la rugăciune inimii, așa. Adică, și ce ne puteți spune despre moartea copiilor înaintea părinților la vârste foarte mici? E o tragedie. E o tragedie peste care trecem foarte greu și comunitatea și ca oameni.
Pentru mine cele mai grele momente din viața mea au fost să înmormântez copiii. Mi-e rușine. Mi-e rușine și mă îndoiesc tot timpul că am ce căuta acolo. Am predica foarte scurtă, fac întotdeauna slujba ca și cum ar fi canonizarea unui sfânt. Ăsta e sentimentul. Ce să spui oamenilor? Ce să spui? Că le va lipsi plânsetul copilului din casă? În general, Dumnezeu așa rânduie, că am văzut în ultima vreme, generațiile de părinți care au murit copii, avem foarte mulți copii bolnavi în România. Mult mai mulți ca altă dată. Și nu pentru că așa ne spune OMS-ul, ci pentru că vedem în spitale, dacă mergem și în școli, uitați-vă ce copii avem în școli, copii supărați, copii paliți, domnule, stau în clasă, zici că au înviat dacă 10.000 de. Sunt paliți, fie că au dormit prea târziu noaptea, s-au uitat la un film, știu, s-au jucat, băi, e dreptul lor până la urmă. Cât să se mai joace și copiii ăștia, că la pe de de culma noaptea se mai producă. Știți că așa s-a dus cu viața de noapte, că așa facem și cu studenții și cu elevii ăștia. Că cât să meargă oameni la o bere? Nu? Dacă tu, de dimineață, de la 7 până la seara la 9, ești la curs, ce să facă gheții copii? Pușcă când pot, pușca. Și acum, le-am făcut 34 de ore pe săptămână. Atenție! 34 de ore. Ne avem oameni în România care nu muncesc 38 de ore, de 34 de ore pe săptămână. O să se cheme toate școlile Ocna intelectuale a lui, vom scoate niște intelectuale, vai de bine. Doar îi vedem pe britanici, nemți, unde îi duce capul. Și pe conaționalilor care ați văzut că îi duce capul unde nu te aștepți. Ideea este că moartea copiilor în astfel de situații îți spune la îndoială inclusiv credința propria. Am avut un moment foarte greu, foarte, foarte greu, în care am băiețel de 4 anișori, l-am văzut murind, mama lui striga ceva de speriat. Știți că mi-a revenit? La 10 luni, 11 luni după ce mămica lui a născut-o pe Anastasia, pe fetița care n-a venit să-l înlocuiască pe frate și pe Ștefan. Ce a venit pur și simplu să-mi arate că Dumnezeu nu ține seama de proști. El are treaba lui. Are treaba lui. Altă dată, o altă mormântare, două surioare mai mari, mari. Adică 4 ani și un pic și 3 ani și un pic, își înmormântau frățiori pe Andrei, și-a făcut slujba. A fost frumos, Dumnezeu, mi se rupea inima, dar tot ce am cântat noi acolo era, vai de mine, raze din cer am văzut acolo. Cât să-l punem în groapă pe copil, vine cea mică, care acum e măricică și râde când îi povestesc, dar nu refuz să-i aduc aminte, mă trage de mine, ce, părinte, părinte, ce, eu vreau pe Andrei acasă, de ce să-l las aici? Piu, na, zi. Dar e ușor să fii. Popii ăștia împuțiți și voi ăștia de popii ăștia, care sub vlaga poporului. Spuneți-mi și mie o profesiune care stă lângă un om, cât stă preotul. Noi vedem nașteri uneori ratate, altor împlinite. Vedem cum crește, trăim pentru ceilalți. După Domnul, nu e niciunul pomenesc. După cel mai mare guru al presei românești, noi nu ne îngrijim decât de viitorul financiar al bisericii. Nu vrem să avem cât mai mulți oameni care să plătească la biserică când cerem să se nască copii. Nu. Noi vrem să avem pentru cine muri, să nu murim ca proștii pentru patronii străini a unor zeale românești, mințindu-ne poporul. Astea sunt lucrurile grave, cu adevărat. Și mă uit de foarte, foarte multe ori ce greu este copilul în școală. Eu cred că cei mai căutați în școală nu trebuie să fie diriginții și profesori, psihologii de școală, pe care noi avem. Noi avem. Eu avem așa, câte unul la 3 școli. Da? Deci noi ne întrebăm de popi dacă sunt valoroși. Hai să facem așa o rețea de feedbackizare, care ne place să angrizăm română, în toate școlile din oraș, să vedeți la câte școli pe bune feedback-ul copilor pe însoțitorilor de psihologie este conform cu standardele. Noi avem un amărât la 1500 de amărâți, la 2000 de amărâți. Ce să facă amărâtul ăla? Ca și până am pune până să umfle bicicleta de dimineață până seara. Poate și o zi, două, trei, dar se plictisește, nu mai poate. Sinuciderea copilor considerați că este o pedeapsă pentru părinți? Nu. Se poate veni de un blestem sau fiecare suflet este programat în această viață de aici, pe anumite perioade. Nu există programări. Știți că asta e una dintre marile probleme, când ne aud pe mămici că merg să-și facă tot felul de controle. Ginecologii au devenit niște experți, așa știți. Odată, la 4, la 3, nu stai să mai vedem și de aici, facem și aia, de parcă am avea piese de schimb la copii. Nu? Sau de parcă ei s-ar vedea, dar nimeni nu se naște cu certificat de garanție. Asta e.
în fiecare oară dată certificată. Împărăția lui Dumnezeu, veșnicia. Noi asta nu le spunem copiilor. Noi le vorbim, lasă-mă mică, că trebuie acolo la spine. Au fost eu în câteva cazuri în care știam copii bolnavi de cancer, pe care mamele până în ultima clipă, lasă-mă mică, trec acum. Domnul doctor, o să fac, o să le fac copii, dar mă doare. Adică realitatea cu care l-a intrat în contact e alta decât cea pe care o citim prin noi să gândim pozitiv. Avem de face acum cu gândire pozitivă. Ne-am tâmpit toți de Daniel Goleman. Toți avem inteligențe emoționale, toți. Avem o problemă în familie, păi avem o problemă de comunicare. Nu, bun. Ce-i comunicare? Bă, înainte zicea omul nostru, bă, părinte, năroadă, asta nu vorbește cu mine, că-i supărată că am înjurată pe soacră mea. Nu? Nu, așa, avem o problemă de comunicare în familie, am așa un simțământ autarhic și pornit către mama soției mele și de aici s-a născut un conflict major. Lasă-mă, cică! Ne-am uitat cuvintele și ăstea de le-am inventat, nu le știm. Nu le știm conținutul. Nu, copilul, sinuciderea unui copil este o dramă a unui sistem. Din tot ce am lucrat până acum și n-am lucrat puțin pe seama asta, copiii obosesc de așteptarea iubirii noastre. Nu suntem capabili să le oferim iubirea de care au nevoie să treacă peste lucruri. Asta nu e un blestem, asta este un defect de fabricație în noi. Ca popor ne-am pierdut foarte mult din iubire. Aduceți-vă aminte cum ne uitam în timpul comunismului la câte o mămică cu un copil urcând în autobuz. Cu toate că era vremea decrețeilor și era mai mult pe cap de vacă furajată parlamentară decât sunt acum. Ei, în momentul când urca un copil în autobus, toată lumea giugiulea, bilinea, acum nu mai e voie. Ferească Dumnezeu să-l privești. Dacă ești la hărțuire vizuală. Este aici vorba de un Edem. Etosul nostru a fost modificat crunt de legi construite împotriva psihicului românesc. Împotriva lui. Și atunci se nasc tot felul de discrepanțe de genul acesta. Sigur că e o supărare să-ți mai un copil, dar să știți că este și o atenționare că Împărăția lui Dumnezeu e cu copii mai mici decât cum vă înfați ca mai mare. Deci, întrebarea mea se referă la avort și cum este privit păcatul avortului în societate. De obicei, doar femeia este de vină. Ea este cea condamnată, chiar dacă de cele mai multe ori a făcut sex contrar voinței sale din multe motive, ca urmare unui viol cu o persoană străină. Un partener sos băut, adică tot aia, un partener sos care vrea, un partener sos care nu acceptă, refuză, etc. Când biserica și societatea se împartă pe patru avorturi la fiecare dintre partenerii soți, câteodată chiar mai mult la bărbat, responsabilizând partenerul soț în fața familiei sale și mai ales în Dumnezeu. Uitați-mă că vă spun, dar biserica nu spune că sigur e femeia vinovată de ea. Eu, ca duhovnic, le spun lor că și eu sunt vinovat de păcatul lor. Nu m-am rugat destul. N-am făcut găuri în genunchi suficient de mult. Dar ideea în sine că numai bărbatul e vinovat nu e în cultura noastră ortodoxă. Popa că îl prindea pe bărbat, când îl prindea pe bărbat la spovedit, îl taxa cu același timbru fiscal ca pe mămică. Ideea e că femeia e vinovată pentru că ea dă din gură și povestește cu toate țațele de la servici unde a făcut, când a făcut, de ce a făcut, câte a făcut. Știți? În ultima vreme nu mai e așa. Suntem foarte mulți la servici, vorbim despre alții și foarte puțin despre noi. Dar în principiu, perioada aia în care mama era, femeia era arătată cu degetul, vine din această imagine în care femeia se deschidea către colegele ei. Și întotdeauna femeile au fost foarte bune prietene între ele. De aceea, de departe, se aud un țâfâit atac când vorbesc, că întotdeauna timp să spună inclusiv lucrurile acestea murdare. Din penitenciarele pentru femei știu asta. Ce-și povestesc ele acolo, se face rău. Ieșite afară pe stradă, n-ar spune nici împușcate cu tramvaiul. Dar acolo, fai ce flux de informații, o osmoză de păcate, așa. Sigur că uneori, ca să încurajez omul, spui, băi, și la mine asta, nici la mine nu-i altă, mă, fii atent, concentrează-te și tu cu tare. Adică, galeria nu mai vine, vine doar huiduiala. Știți că preoții noștri seamănă în loc cu comentatorii ăștia sportivi. Noi avem câțiva comentatori sportivi care țin cu anumite echipe. Nu spun Dinamo, că aia mă enervează ce mai tare. Și îi auzi, mă rog, și pe Timișoreni, bănuiesc că tot acolo e dragostea cea mare. E, la un moment dat auzi comentatorul, da? E un comentator care se uită la același meci cu tine
Și ai ce dar câțiva centimetri? Bă, tu te uiți că ăștia dau jos Aeroflotul, principalii teroriști ai aerului cu mingea și... Unul și preoții au tendința de a exagera. Vai, acolo asta! Noi trebuie să revenim în studiouri. În studioul bisericii trebuie să fie liniște și să medităm pentru fiecare păcătos care vine la întâlnirea cu noi. Știți că atunci când faci intervenția psihologică, pastorală, așa spectaculoară, te costă. Vă dau un exemplu. Imediat când platforma de la colectiv au început să moară în oameni, au apărut niște reprezentante ale centrelor de consiliere psihologică, le suntem gata să acordăm psihologic, erau acolo la tușă, unde oamenii trebuia să fie transportați. Bănesc că nu trebuia să avem accentul psihologic din diferite asociații ca oamenii să fugă la spital. La capătul firului erau preoții din spitale care erau deja acolo, dar nu puteau fi filmați. La un moment dat, din tot ceea ce s-a cercetat pe teren, și nu numai în situația colectivă, ci și în alte situații, în funcție de foarte multă abilitate umană existentă în societatea modernă de astăzi, sunt unii oameni care nu pot fi considerați în situații de risc. Asta e adevărul. Ies de acolo, e limbă, e plin, e gânt. Dacă eu acum m-aș apuca ca preot să fac un proces public psihologiei române și să spun, ia să vedem noi care este rolul consilierii voastre psihologice 26 de ani în poporul român. Avem mai puțin sinucigași? Avem mai puține avorturi? Avem mai puțin morți din tot felul de tipuri? Avem oameni mai fericiți? Sigur că ne-ar sări în față imediat cu tot felul de frutiuțe, cercetătorii britanici, că acolo e baza. Atât au cercetat cercetătorii britanici. Eu să știți că de o săptămână nu mai cred deloc în cercetările de teren, pentru că i-am auzit pe bucureșteni cum îl văd pe Evanghelie primar, general. V-ați văzut, nu? Au făcut un test pe stradă și tot pe aia de la Beciul Domnesc, îi vorbesc pe scaunul Domnesc, știți? Sigur că avem o problemă ca popor. Având în vedere că ne-a strâns cu mina lui Dumnezeu, poate unul din 400 de timișoreni, ce putem duce mai departe celorlalți oameni? Cum putem să ne asemănăm cu un aluat care descurce toată formă totul? Nu mai fiți așa de supărați că sunteți doar unul din 400. Zâmbiți mai des. Măcar mereți acasă cu înregistrarea conferinței și puneți-o și ascultați-o când e greu. Nu e important. Deci pe noi cineva ne-a bătut la cap să crede că noi ca biserică trebuie să avem regim ca să funcționăm. Nu. Biserica nu are nevoie de control de rating. Biserica trebuie să schimbe vieți, nu să schimbe atitudini. Lăsați-i pe ceilalți, că dacă calculăm unul din 400, din aia 4, care vor mai fi unii deja, zic, Hristos a înviat la mielul săptămâna a doua, alții sunt nu, evanghelici, alții nu vă mai chinuiți cu cifre, oricum nu ne dau bine. Dar noi nu, nu putem zice, noi trei, voi trei, Doamne, miliește pe noi. Noi 400, voi trei și tot voi ne miluiți pe noi, nu? Cam așa. Asta 400, noi 4 și rezistăm. De ce există tot mai mulți preoți de ocazie? Cum poți avea încredere în biserică când duhovnicul tău face tot ce ți interzice ție să faci ca și creștin? Asta-i sculme. Ia mereți la un medic pulmonolog. Asta-i sculme. Ala ce? Tunat? Fumat? Da. Nu-i bine. Să nu mai fac. Beți? Da? Adică? Nu întotdeauna cel care te vindecă face lucrurile la care te aștepți. Trebuie să vă zic o poveste. Era un părinte care mi-e tare drag de el. Mai și un băiat așa, cu probleme de alimentație. Și e celebru printr-o replică, la un moment dat, când s-a dus cu camionul și a ajuns foarte aproape de mănăstire, zice, polițistul care știa, părinte, dă-te jos. Băi, crezi că n-aș vrea. E, un om care nu era nici cum desprins de temerete, nu era nici cum, nu mirosea amir de la Ierusalim când vedea cu brațul, amir de la, din Athos când vedea cu celălalt, nu? Nu știa el greacă perfect. La un moment dat, soția polițistului se îmbolnăvește de o boală gravă de nimic și este internat în spitalul dintr-un oraș din apropiere. Și asta merge la soare și zice, e pe bune, mulțumesc de catipea. Mergi și zice, băi, că stai răzândă, sunt părinte să meargă la soție. Cum să vină pe părintele? Părinte, stai răzândă, eu sunt preot, totuși, care să meargă să... Și zice, totuși, să... Dar, părinte, nicio problemă. Pentru că gestul polițistului care a fost, a dat jos pe părinte, s-a urcat la volan și i-a dus mașina în mănăstire și a tăcut, nu l-a făcut public pe om de rușine. Acasă, părinte, s-a dus, băi, cu ăștia,
ia pe aici tale și du-te acolo să-ți faci treaba, lumea tot cârtii. Bine, mă, tătine, merge asta și începe părintele. Bucuros că l-a trimis părintele ăsta aia să-i nasuri, așa poți să-i tragi cu tot ce putoare. Vorbea de nu se înțelegea la el. Dar pe măsură ce le vorbea, doamna făcea din ce în ce mai mare febra, tot mai tare, până când a fleaș, s-a stins febra. Și femeia, după o oră de rugăciune, s-a trezit ca nouă, așa, zice că e fresh de portocale, așa. Gândiți-vă acolo, acolo, la asta. Ăsta, polițistul, n-am mai zis nimic, a tăcut mâncă, acolo, așa. Și a dat să-l plătească și a spus, vai, băi, dar eu nu primesc bani, băi, de-ți băi, ai te pup, băi, cum faci treabă? Las că de-o fi zi, nu mai pun în toamnă, așa, de-a nimpul, băi, am zis, și-a plecat. Se duce ăsta, doamna și-a revenit, între timp a născut un copil pe care a botezat-o părintele. Aici, la vre, dar la un moment dat, la masa, la care am mai mulți prezenți, vine și spune, stare, să zice, părinte, stare, să te-am ajurat pe prima ta, mi-ai dat pe panorama asta, din popă, să-mi citească. Ce prost am fost, băi, dar și băi, păi nu înțelegea ce zice, băi, tu nu, dar dracu, da, bă. Cei mai buni preoți pe care i-am cunoscut nu purtau papion. Dacă Dumnezeu nu poate face, nu poate face rău, de ce trebuie să ne fie frică de El? Da, e o frică bună asta. Mama nu-ți face rău când îți dă două părți de ciorbă. Deci ia și mănâncă, băi. Trebuie să zici nu. Dacă nu-i compare pe Dumnezeu cu mama, dar unul să știți că trebuie să veniți un pic cu picioare pe pământ. Frica de Dumnezeu este începutul în înțelepciunii. Așa spune la... cum se spune? Legea 24 cu privire la respectul față de Doamne Dragă. Acolo, e foarte interesant că frica e legată de înțelepciune. Vreau să vă dau câteva exemple. Cei care au făcut școală la Sibiu, știu că avem un profesor de teologie acolo, de o proprietate excepțională. Când te duci la examenul lui, ți-e frică să nu greșești ca să nu dovedești că ești prost. La liturghie, Doamne, totul e superb. Dacă ai tușit ca un măgar sau ți-ai sufara, sunt timpul